Noua generație a gamei Ford Transit Custom va include un model complet electric, construit de Ford Otosan în Turcia. În baza strategiei de electrificare a gamei de vehicule comerciale și de menținere a mărcii Ford ca lider de piață în Europa, în acest segment semnificativ. Alături de acest teuton electric, modelele plug-in hybrid și mild hybrid, acestea din urmă nu pretind încărcarea la rețea, acestea vor coabita o vreme cu motoarele convenționale, menținute pe piață strict din rațiuni de eficientizare economică. Vehiculul comercial de ultimă generație de la Volkswagen de o tonă va fi de asemenea construit la Koceli, în baza parteneriatului dintre Ford și Volkswagen. Serviciile de conectare au fost dezvoltate împreună cu reprezentanții ai clienților de vehicule comerciale, care știu exact ce este nevoie și ce nu e necesar din ceea ce acum industria auto poate oferi. Investițiile făcute de Ford Otosan însumează 2 miliarde de euro la Koceli și au menirea de a crește producția de vehicule și de baterii, dar și pentru a crea noi locuri de muncă. Noua gamă Transit Custom, care include și vehiculul de transport persoane Tourneo Custom, intră în producție în prima jumătate a anului 2023, cu versiuni complet electrice pentru ambele modele. Firește, va deveni cea mai complexă ofertă din gamă, cu un model electric, un hibrid cu încărcare la rețea, unul fără să impună această funcție și cu menținerea motoarelor clasice din ofertă. Toate versiunile generației următoare Transit Custom vor fi construite de Ford Otosan, joint venture-ul Ford din Turcia, la Koceli, centrul de producție pentru gama Ford Transit. Și vreau să contrabalansez cu această ocazie informațiile sau încercările de a se compromite industria din Turcia, care este lider mondial în domeniul construcției de clădiri, de exemplu, atât rezidențiale cât și de afaceri. Ford a anunțat în februarie că întreaga gamă de vehicule comerciale va ajunge la zero emisii până în anul 2024, dar analiștii primesc cu rezerve această afirmație, atâta vreme cât sunt incluse și vehiculele hibrid în planurile cu bătaie lungă, unde e mai greu să se atingă zero emisii. Ford a încheiat al șaselea an consecutiv 2020 ca lider de piață în segmentul vehiculelor comerciale în Europa. Tendința continuă și în 2021. Consolidarea investiției făcute de Ford în Turcia este o gură de oxigen pentru industria verticală a furnizorilor, atât pe plan local cât și printre partenerii tradiționali. Motoarele diesel cu tehnologie avansată vin de la fabrica din Dagenham, Marea Britanie, iar transmisia vine de la Köln, Germania. Peste 100 de furnizori din Turcia vor livra diverse componente necesare asamblării modelelor din această gamă. Parteneriatul datează din anul 1928, iar astăzi Ford Otosan este compania lider de piață în industria auto din Turcia, între cele mai longevive asocieri de tip joint venture din industria auto globală.